Și aș vrea să mă amintesc un rând din rugăciunea către Îngerul Păzitor. Sfinte Îngere, Păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale. Ei așa închipui acest sentiment să-l aibă vizitatorii, privitorii, când vor intra în sala de expoziții și vor fi cuprinși de aripile îngerilor din expoziție. Atunci când vorbim despre cuvânt, vorbim și despre credință și despre cartea cărților și despre ceea ce este adunat ca imagine a lumii, atât cât o putem noi cunoaște și atât cât o cunosc cei care sunt inițiați să cunoască lumea de dincolo. Venim, așa cum se spune, dintr-o lume pe care ochiul omenesc nu a văzut-o și mintea omenească nu o poate cuprinde. Laurențiu Bogoșanu face o sinteză între ceea ce este lumea noastră terestră și ceea ce este lumea de dincolo de lume. Acum, sigur că mulți dintre dumneavoastră cunosc că îngerii, am putea să spunem cu îngerii, cu mesagerii, de fapt, pentru că angelo din greacă, știți foarte bine, înseamnă mesager. Am putea să spunem și așa, iar după cum știu foarte mulți dintre domniile voastre, îngerii sunt organizați în ordine și au fost făcuți într-un început. Exact în ziua facerii. Deci ei sunt de dinainte încă făcuți de bunul Dumnezeu. Dacă ar fi să luăm puțin la întâmplare, pentru că veți descoperi în expoziție imagini ale serafimilor, ale herovimilor, în principal, ar trebui să spunem că aceste cohorte sunt organizate, așa cum v-am spus, în nouă etape. Și acum, anume, serafimii care sunt cei mai apropiați de Dumnezeu și care sunt tot timpul în jurul Lui și care se roagă. Și care înseamnă, de fapt, cei care ard. Heruvimii, plinătatea cunoașterii, sunt cei care stau de veche și apără grădina Edenului după ce au fost alungați Adam și Eva. Sunt și arhanghelii pe care îi cunoașteți foarte bine, între care Gabriel și-și aduce
vestea venirii Mântuitorului. Sunt și cei care ne apără, sunt, cum se spune, într-un limbaj direct, îngerul de pază. Îngerul păzitor. Fiecare dintre voi avem câte un înger, îngerul păzitor. Îngerul păzitor este trimis cu o misiune directă și clară de către Dumnezeu. Apoi trebuie să mai știm că îngerii nu sunt ființe materiale, ci sunt ființe spirituale. Aici cred că Laurențiu Mogoșanu încearcă și reușește să facă această trecere dintre partea materială reprezentată prin materialeului și partea spirituală reprezentată de imagine. Este un artist în deplinătatea expresiei sale culturale, un om care s-a învrednicit să caute și să găsească. Nu toți artiștii încep prin a fi foarte aproape de această lume, dar se întâmplă că mai toți, în momentul în care ajung să descopere încet încet lumea de aici și de dincolo, ajung în acest tip de expresie. De aceea, pentru noi, experiența lor trebuie să însemne și un anumit fel de a ne regândi pe noi înșine și ne-a de revaloriza în spațiul omenesc și divin. Pe calea aceasta pe care, dimpreună, putem să ne mântuim, adică să ne îndumnezeim, cum se spune. Bine ar fi dacă s-ar lucra în felul acesta, pentru că altfel trebuie să știți că există și îngerii căzuți. Și unul dintre cei pe care îl cunoașteți foarte bine, pe numele lui Lucifer, este cel care nu a fost de acord cu ordinea lui Dumnezeu și atunci el a căzut. Și vedem astăzi cum îngerii pozitivi se luptă cu cei care au adus distrugere și aduc distrugere. În lume astăzi, această bătălie continuă. Continuă încă din prima zi a facerii. Vedeți cum este omul? Omul este ceva care știe că este și nu este, nu știe că este și este. Este ceva adunat într-o carcasă pe care uneori unii ne-o golesc, așa cum vă spuneam și ieri, și noi înșine, el însuși, omul, nu reușește să-și reumple golul din el decât cu trei lucruri esențiale. Cu credință, cu osârdie și cu iubire. Și dintre toate acestea, așa cum bine știți, cel mai mult cu iubire. În felul acesta, cred că omenirea va fi poate mai bună, poate mai aproape de ceea ce omul tângește, poate aproape de cei 1000 de ani de pace. De ce doar 1000? Nimeni nu și-a pus întrebarea asta. Dar este o perioadă care nu are sfârșit. Mia este ceva care nu începe și se sfârșește. Un timp profetic, mesian. Este ceva care se desfășoară într-un infinit. De aceea noi folosim un termen scurt pentru ceva care este foarte lung. Laurențiu Mogoșanu vă întâmpină cu acest spațiu care devine într-o anumită măsură și sacru, dacă vreți. Pentru că și cultura ar trebui să fie partea sacralității din noi și din afara noastră. Credinței noastre profunde că putem să fim mai buni, mai adevărați, mai frumoși. Iar aici frumusețea, vă rog să observați, nu este o categorie estetică. Este o categorie morală. În primul rând. Aici este înțelegere, aici este iubire multă, aici este toleranță. Pentru că în felul acesta ar trebui să înțelegem și noi expresia frumusețea va mântui lumea. În sensul în care frumusețea este o categorie morală. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici, că puteți să vedeți această expoziție, să o descoperiți, să o descoperiți un sculptor mare al României de azi. Să vă mai spun doar că pentru programul de anul viitor, centrul și-a propus
deocamdată ne-am propus, pentru că putea Dumnezeu să putem să deducem la împlinire ceea ce ne-am propus într-o lume atât de desmembrată și în care forțele răului sunt atât de prezente, ei bine, ne-am propus să ieșim din spațiul acesta al centrului și al Bacăului și să mergem prin lumea românească. Cu expozițiile noastre, cu patrimoniul Centrului de Cultură George Apostu, deja Iașul și Bucureștiul sunt arondate, deja sunt discutate pentru a primi darul acesta pe care vrem să-l facem pentru oamenii din aceste spații, Chișinăul, Clujul și Sibiul, la rând, în așa fel încât s-ar putea ca la anul să nu ne prea găsiți pe acasă, dar sigur vom lăsa porțile deschise pentru a vedea ce e mai frumos din ceea ce vă putem dărui noi mai frumos. Vă mulțumesc foarte mult!